Bun, ne aflăm la Mănăstirea Frăsinei, la Muierasca de jos, unde există un blestem al unui mitropolit. Și hai să vedem cum e să blestemi altfel. Ia ține, Andrei, hai mai repede. Te puf. Ia și filmează, te rog. Hai. Doamne ajută. Părinte, nu vreți să spuneți câteva cuvinte? Da, acum? Da. Păi nu sunt îmbrăcat. Nu contează. Să nu deranjez oamenii, că dacă mă vede împreută, apar conflict de... Nu, hai zi. Lumină, chestii, ceva? Nu mai încoace, Andrei. Nu, cum e. Primul rând, cui mă adresez ca să știu ce limbaj folosesc? Oamenilor. În general, oamenilor. Oamenilor. Fraților, frați creștini și frați de orice religie astea. Vorbim de Dumnezeu, Dumnezeu unic și de dreptul, cred că îl avem toți și este stabilit în Constituție și cred că în orice Constituție, oricărei țări, la conștiință, la liberă exprimare, a credinței religioase. Să știți că omul este o ființă superioară prin faptul că este homo religiosus, așa spun savanții. Noi nu suntem doar ce se spunea, ne-am născut din primate, să știți. Nu sunteți homo sapiens. Că am avut o discuție cu cineva, suntem homo sapiens sapiens. Și nici măcar acolo, zoon politicon și ființe religioase. Cei care nu au credință sunt oameni care, de care trebuie să-ți fie milă. Oameni suferinți, oameni cu handicap. Există o zonă a creierului care răspunde de credința religioasă. La unii oameni este mai activă, este o genă, care VMAT2, care dumneavoastră știți, mulți în care ne-ați auzit. În lipsa acestei gene, omul este suferind. E ca și cum i-ar lipsi un ochi. Dacă nu e organul receptor, nu poți să vorbi de religie. Unii oameni plâng, părinte, vreau să cred, nu pot. Ce spunea în Mântuitorul Hristos? Tatăl posedatului, copilului bolnav. Cred, Doamne, ajută-ne credințe mele. Dar să recunoaștem că în lipsa credinței, în ziua de azi, să știți că întunericul, sub multele lui forme, va năpădi viața noastră, familia, sufletul, structura organică, ne va înlocui organele cu inteligența artificială și vom pieri ca specie umană. De aceea am zis, indiferent de religie, dacă nu ne unim acum împotriva acestei hidre care a pătruns în toate structurile, să știți că nu avem nicio șansă. Nu avem voie să facem asta în mod individual. Pentru mine e neesențial ce blestem a făcut mitropolitul Irineu, pe noi nu ne afectează. Cu siguranță este sub o presiune enormă și noi știm lucrurile acestea, știm din păcate toate dedesubturile și de aceea nu-l condamnăm. Dar trebuie să înțeleagă că fără jertfă nu ne vom salva niciunul. Să nu creadă că va avea vreun privilegiu. Știți cine o să pice primul? Cozile de topor. Cei care le fac lor serviciile vor fi primii căzuți, să știți. Să nu credeți că dacă slujiți acestor sataniști și sunteți slugile lor, o să vă ajute cu ceva. O să fiți primii sacrificați. Cine o să cadă primul în sinod când se va afla de dosarele penale? Mitropolitul Irineu, cum a fost Corneliu Brălădeanu. Ce a făcut Vasile Târgovișteanu când a blestemat în Noul Ierusalim? În 24 de ore i-au tăiat picioarele și a rămas fără picioare, a murit cu handicap și în chinuri cumplite. Și a făcut și el blestem, că era arhiereul, nu? L-a trântit blestemul lui, s-a întors înapoi, dar a rămas dita mai episcopul vicar al patriarhal, fără picioare. Știți ce ușor? Eu aș putea. N-am voie.
ce mi-ar place să fac. Am cunoașterea, am capacitatea, am puterea, am forță, am tot ce îmi trebuie să fac acest blestem în 10 secunde să-i pocnească inima. Se poate asta. Știți foarte bine că se poate. Voi cei care aveți cunoaștere din radiestezia militară, știți foarte bine ce ușor e de făcut. Nu avem voie. Din păcate, nu sunt sfânt și îmi tremură degetul pe trăgaci. Știți ce ușor mi-ar fi? Dar problema e că ce ne facem? Pică un prinț al bisericii și îl vor schimba. Deci nu rezolvăm nimic. O să vină altul, poate și mai rău. Și atunci, singurul nostru mesaj e de pace. Gândiți-vă la Iustin. Iustin Pârvul, știți foarte bine, e un sfânt pentru mulți dintre noi. Ne-a sfătuit foarte clar. Căutați fraților prin munți, prin poduri, prin case, prin păduri, locuri unde să vă puteți aduna să vă rugați lui Dumnezeu. Așa se numește Dumnezeu în vremea de pe urmă, măcar noi, cei puțini, nu te teme, turmă mică, să fim uniți și așa să ne găsim sprijinul reciproc. Dumnezeu să ne mântuiască pe toți. Amin. Amin. Părinte, ce șanse am să fiu blestemată de blestemul? Niciodată, Eva. Am aranjat să fie deja blocat. De ieri dimineață este oprit. Se poate măsura, să știți. Sunt aparate care pot măsura. Că un mitropolit să blesteme credincioșii că vin la biserică. A fost sfătuit, să știți. N-a făcut de capul lui absolut nimic. Și el nu e preot? El nu înțelege ce prostii face? Nu, e om și e frică. Frică de ce? Dacă l-ai pe Dumnezeu? Înseamnă că nu crede în Dumnezeu. Prin 90-91 a fost chemat la o bursă undeva prin Haifa. Și din momentul acela a început să... Să treacă la altă religie. Da. Am înțeles. Cum e posibil ca un preot să interzică slujbele într-o biserică? Poate doar pe vremea comuniștilor s-a întâmplat așa ceva. Să ameninți că vei demola biserica, da? Și ca furisești toți credincioșii care vin și mai mult un mesaj așa pentru mine că nu mai am ce mă ruga eu în biserică. Nu, crezi că Dumnezeu. Iete că mă rog. Înțelegi? Christul și adevărat am înviat. Și am și eu un mesaj pentru domnul Irineu. Nu te pune cu femeile din România, mai ales cu mine. Hai să mergem înăuntru. Frumos! Hai că mă duc să mă îmbrac atunci când mi-o regalăm. Deci așa arată o biserică închisă de mitropolit. Și de ce? Pentru că înăuntru este o icoană care îndrumă credincioșii către eliberare și către credința adevărat. De-aia au închis-o. Ei nu știu un lucru. Icoana aceea îndrumătoarea își face treaba și fără să deschizi ușa. Fiindcă pe Dumnezeu nu-l poți ține între patru ziduri. Dumnezeu e tot și în toate și peste tot. Puterea icoanei își face efect. Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Mântuiește, Doamne, poporul tău, și binecuvintează moștenirea ta. Aleluia, 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 aleluia. Preasfântă Maică și Fecioară, da.
Da, dragi prieteni, suntem în direct cu Diana Șoșoacă. Imaginile au fost de ceva mai devreme. Între timp, Diana a plecat de la Frăsinei și a venit la București. Diana, nu ți-a fost frică să te duci acolo la mănăstirea Frăsinei, care, iată, este o mănăstire blestemată pentru a doua oară de această dată de ierarhi care sunt în viață, nu? Calinic o blestema acum 100 și ceva de ani. Nu știu dacă s-a înțeles bine cum e cu blestemul ăsta, pentru că e vorba de, multă lume nu știe, noi am fost acolo la fața locului, este vorba de o mănăstire care se află sus la câțiva kilometri, unde stau numai călugării, și o altă biserică, mănăstire, care se află jos, unde aveau loc slujbe și puteau să vină și femeile, care femei nu puteau să urce până sus. Acum, problema e că nu mi-e foarte clar dacă s-a înțeles. Tu ai fost aseară acolo la mănăstirea de jos unde veneau femeile și ai și încercat să vezi dacă mănăstirea este închisă. Ai constatat că într-adevăr ușa este închisă și nu ai putut să intri acolo. Și ce ați făcut, fraților? Ați făcut o slujbă? Ce ați făcut acolo? Să ne lămurești că lumea întreabă tot felul de lucruri și nu este lămurită ce s-a întâmplat acolo aseară și care a fost esența demersului tău. Bună seara tuturor! Da, eu am de la Iași, am venit direct la Muiereasca, nu este la Frăsinei, este biserica de jos, să nu se înțeleagă că iar o să începem să-mi aud acuze că aș fi fost vreodată la Frăsinei. În general, lumea nu știe diferența asta și eu de aia am folosit ca să faci tu distincțiile necesare. O să vă fac imediat distincțiile, dar să știi că nu este vorba de un blestem al părintelui Calinic, este vorba de un legământ, este cu totul altceva. Este o biserică atonită, deci care ține de Atos, are aceleași reguli ca la Atos. Există doar două, din câte știu, în lume, cea de la Atos și cea de la noi din România, de la Frăsinei. Sunt total independente. Frăsineiul, conform și actului pe care eu l-am dat publicității de proprietate, inclusiv al bisericii de jos, aceasta nu ține nici de bor, nici de nimic, se autofinanțează. A fost Frăsineiul de sus, a fost lăsat de Alexandru Ioan Cuza, a fost singura nesecularizată, pentru că a înțeles că acolo, într-adevăr, există o dreaptă credință, sunt independenți și ei ar trebui să se administreze singuri, să își facă rânduiala lor singuri. Din păcate, pentru că aici este vorba de bani, de interese de terenuri, de interese ale unor magnați arhicunoscuți și al unor înalți ierarhi cărora le plac mai mult banii decât credința și credincioșii, s-au năpustit asupra bisericii de jos. Ca să înțelegeți, pentru că veneau familii întregi, iar bărbații se duceau sus, femeile nu au voie acolo, este o interdicție de a merge femeile, nu pentru că au avut ceva cu femeile Sfântul Calinic, ci pentru că acolo călugării se rugau, au niște reguli stricte, stau și se roagă nopțile, sunt, mă rog, nu vreau să devoalez mai mult de atât, dar cei care, bărbații care au fost acolo și au noptat, știu foarte bine care sunt regulile și ce slujbe se fac acolo. Datorită acestor slujbe, să știți că România încă mai trăiește, încă mai respiră, încă mai existăm ca neam și țară. Le datorăm enorm de multe, mai mult, mănăstirea Frăsinei de sus, unde sunt călugării, este cea care a ajutat nenumărate centre de copii, nenumărate spitale, nenumărați oameni, dacă nu știți, vă spun eu că ei nu vor să se spună lucrurile astea. Oricine a avut nevoie de ajutor în toată țara și în străinătate, mănăstirea Frăsinei călugării au dat banii de la oameni acolo unde a fost nevoie. De fapt, aici e problema, banii de la ei să nu mai ajungă unde e nevoie, ci la Mitropolia Olteniei. Totul este vorba de bani. Domnule Irineu, din acest moment îți spun, nu mă mai opresc și poți să mă ameninți cât vrei, poți să-mi ameninți membrii din SOS România cât vrei, poți să desfințești ce filiale vrei, puțin îmi pasă, pentru că adevărul... Stai un pic, cum adică Irineu să-ți desfințeze filiale, că m-ai luat pe nepregătit Gorj. Acum?
Gorj a amenințat pe cei de la conducerea din Gorj și oamenii și-au auzit că dau demisia. Deci un mitropolit se implică în chestiuni de partid? Da. Stai așa. Hai bă, că asta e deja dincolo de tot ce mi-aș putut imagina. Da. Păi și acum ție nu ți-e frică că te-ai dus acolo și că au proferat ăștia un blestem? Nu, hai să spun ceva. Unul la mână, de ce am fost acolo? Uite așa. Deci ca acum stai să lăsăm deoparte ce a fost în trecut. Tu ai făcut precizările de rigoare. Avem sus o chestiune care e pentru călugări mănăstirea. Jos și avem altă. Unde ai fost și tu? Da, unde am fost și eu. Unde l-am luat pe... adică nu, mai bine să nu spun. Da. Să nu spun cum a fost atunci, în ziua aia. Nu. Că nu am... cum zic ei? Dezlegare. N-am dezlegare să povestesc ce s-a întâmplat în seara aia. Deci, jos este o mănăstire, biserică, da? Unde aveau loc slujbe și puteau să vină și femeile. Acum a venit Irineu și a zis, domne, nici aici nu se mai poate. Corect? Nu așa a fost? A zis, nu se mai poate nici aici. Pentru că introduc călugări într-o sminteală, în ceva. Și trebuie să desfințăm, să închidem tot. Nu, este o deci s-a pus lui... pata pe treaba asta și a proferat un blestem. Nu a proferat un blestem? Da, a proferat un blestem, dar din păcate, domnul Irineu am impresia că se ocupă cu magia neagră, în niciun caz cu cele bisericești. Așa spun cei mai mulți preoți adevărați. Este într-adevăr, ieri când am intrat acolo, deci eu am venit direct de la Iași. La ora 4 am plecat de la Iași și la ora 23:30 am fost acolo. Chiar m-a întrebat părintele Singurov, dar tu te teleportezi? Da, eu mă teleportez, am această capacitate. Și astăzi ești la București? Deci da. Mergi în continuare. E clar că ai ceva, vreo rachetă cu care te deplasezi, evident, altfel nu e explicabil. Da. Deci tu ce zici acum, că nu e valabil blestemul ăsta pe care... Eu n-am mai auzit, recunosc ca acești preoți în viață, înalți ierarhi, mitropoliți, arhiepiscopi, să pună vreun blestem, cel puțin pe durata vieții mele, nu sunt familiarizat, n-am mai auzit, e prima oară. Eu am auzit, dar preoții, aproape le este interzis să blesteme Pidalionul. Exact, da. Deci aici avem Pidalionul, pe care am început să îl studiez. Și vreau să vă spun că am găsit câteva... chestiuni în Pidalion în care li se recomandă preoților să nu facă acte de blesteme decât și nu blesteme decât în cazuri extrem de speciale și atunci, nici măcar atunci. De ce? Pentru că un preot, mai ales un înalt ierarh, se ocupă cu cele sfinte, cu cele duhovnicești, cu cele luminii. Da, asta mi se pare ușor exagerat, adică nu știu cum să mă exprim ca să nu deranjez pe cineva, dar eu n-am mai auzit de înalt ierarh care să profereze blesteme. E absurd. Pentru că un adevărat înalt ierarh trebuie să mângâie, să ofere dragoste, să ofere alinare, empatie și în niciun caz să închidă biserici cum au închis comuniștii. Deci eu ieri când am ajuns acolo, sinceră să fiu, se simte o apăsare cumplită. Toți de acolo am simțit o apăsare, ca o energie extrem de nefastă, nu poți să stai. Tocmai de aceea, părintele Adrian Singurov, îi mulțumim din tot sufletul, să știți că s-a făcut acolo și nu numai de el. S-au făcut slujbe de dezlegare de blestem. Să știți că preoții știu să facă și slujbe de blestem, dar îți asum, pentru că, cum să zic, sufletul se cam duce în iad când blestemi. Și părintele Singurov ne-a spus foarte clar că ar trebui să ne gândim la el cu iertare, ar trebui să ne gândim la el cu milă și să-l rugăm pe Dumnezeu să-l ierte pentru aceste lucruri, pentru că oricum este chinuit de un suflet care se duce către iad. Orice suflet care blesteamă se îndreaptă către iad. Nu știu, n-am avut voie să filmez această slujbă, am înțeles-o, dar toți cei de acolo am fost cuprinși de o anumită stare care, vă spun, la un moment dat s-a simțit acea apăsare și ușor, ușor totul s-a ușurat, s-a estompat
și am simțit efectiv liniștea, pacea interioară, sufletească, dragostea aceea care trebuie să inunde curtea unei biserici, o biserică întreagă. Mai mult decât atât, ca blestem, dar să interzic să se facă slujbe într-o biserică, într-o mănăstire, să iei de acolo tot ceea ce înseamnă din altar pentru ca preoții să nu mai slujească, mie mi se pare efectiv blasfemie, este un act pe care borul ar trebui să îl sancționeze. În primul rând, se încalcă articolul 29 din Constituție, dreptul la credință la religie. Eu înțeleg că legea 489 le permite ca orice loc în care se construiește o biserică să devină proprietatea bor, dacă este făcută în rit creștin-ortodox, dar asta nu înseamnă că din banii noștri ai poporului român, pentru că din banii noștri se înalță aceste biserici și se întrețin, nu din banii lor, să fim serioși, din banii de la stat, din ceea ce li se dă din buget și așa mai departe, este dreptul nostru de a intra în biserică, în curtea unei biserici din biserică și a ne închina la icoane, a ne regăsi, a sta în rugăciune. Acolo sunt și locuri în care se puteau caza femeile, sunt închise, nu se mai permite acest lucru, deci este un loc părăsit și am înțeles că până în martie această mănăstire va fi demolată din ordinul mitropolitului Olteniei Irineu. Demolată? Demolată. Să demoleze o mănăstire? Eu nu cred așa ceva. Da, este ordin de demolare a mănăstirii. Săptămâna asta este un mic sinod la care se vor prezenta date de către arhiepiscopul Varsanufi al Râmnicului, iar pe 8 februarie va exista marele sinod în care se va discuta, chiar borul a solicitat să se comunice care este starea de la Frăsinei. Vezi, Doamne, i-ar fi de acord. Eu vreau să-i spun borului să nu mai asculte minciunile celor înalți ierarhi care au un interes și borul are interes. Este vorba de un om de afaceri care împreună cu ei ar trebui să construiască acolo, pentru că e vorba de niște energii, este vorba de ape termale, este vorba de niște minereuri speciale care e un fel de tărâm al tinereții fără bătrâneții și viață fără de moarte. Îi acuză... Și tu pui toată povestea asta pe seama unei chestiuni de ordin financiar? Nu mai financiar este. Deci nu mai financiar. Mai este în spate ceva. Faptul că există niște personalități care s-au rugat la o anumită icoană, iar icoana respectivă le-a dat îndrumări. Se numește îndrumătoarea. Așa, această icoană. Este o icoană făcătoare de minuni adusă de la Vatopedu, de arhiepiscopul Varsanufi în urmă cu mulți zeci de ani. E de la Athos adusă și, într-adevăr, minunile sunt fantastice făcute de această icoană. Ai o poză cu această icoană? Ai o poză? Vezi care Andreea a făcut o icoană, am și eu două secunde. Andreea, dacă e o poză la îndemână, trimite-mi și mie poza cu icoana, să o arătăm și noi oamenilor. Stai un pic să văd. Și nu mai este practic niciun fel de acces către icoana respectivă? Odată ce s-a încuiat, este închisă ușa. Ușa aceea în care am încercat să o deschid este ușa de intrare în biserică. Mai mult decât atât, încuietorile de la ușă au fost schimbate și sunt puse din acelea noi cu sistem de fortificat care nu permit să se mai deschide. Deși dacă încerci să spargi ușa, sunt alea în... verticală și orizontală cu astea de fier, mare de fier. Da. Da. Bun. Noi am fi vrut să intrăm în biserică să facem slujbe, numai că mitropolitul. Bun, și cine a închis biserica proprie? Mitropolitul Irineu a trecut peste Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, n-ai voie conform. Păi tocmai ziceai că nu are subordonare directă față de BOR. Păi nu are, dar s-au năpustit păi și atunci cum? Nu e cumva ciudat? Adică eu vin la tine acasă și îți încui ușa și nu te mai las să intri în casă? Acum să știi că sus la călugări nu sunt numai călugări gen părintele Ioanichie, foarte ok. Sunt și câteva rânduri, grupări
care aparțin ba lui Irineu, ba Borului, ba nu știu cui. Deci este o luptă exact ca în politică, este o luptă pentru supremație, pentru cine preia controlul. Ceea ce s-a întâmplat acolo este total ilegal, normal ar trebui să fie judecat de către Sfântul Sinod. Din păcate și acolo există interese majore. N-aș fi vrut să mă bag dacă n-aș fi fost amenințată, dar având în vedere că sunt amenințată și eu și familia mea și partidul SOS România, cred că nu ați înțeles că pe mine cu cât mă amenințați, cu atât vă dau tot ce știu despre voi și mai mult decât atât o să vă port în niște chestii penale de nu o să vă vedeți. Ia, ce zice? N-a văzut să blândețe sau pace niciun chip, cred că este Iuda vânzător. Eu când voi veni la Craiova o să-i fac cu vis, aș vrea să întreb dacă se teme de Dumnezeu. Ce va răspunde judecata cea înfricoșătoare? Ce răspuns îi va da lui Hristos Domnul? Eu cred că diavolul a luat minție, vă mulțumesc frumos că dezabru să drăgești. Mulțumim frumos, doamna profesor. Problema este că a spus-o și părintele Singurov. Dânsul nu mai este al bisericii alu Dumnezeu. Acolo de aici discutăm de cu totul alte lucruri, din păcate. Și uite, chiar o rog frumos pe Andreea, că ea a făcut niște poze. Gata, icoana, nu? Da. Ia să vedem. Deci această icoană vine de unde? Care de la Vatopedu. Deci vine chiar de la Muntele Athos, da? Da. Și icoana respectivă, când a ajuns la muierea asta? Când arhiepiscopul Varsanufie încă nici nu era arhiepiscop. Aha, deci cu niște zeci de ani în urmă. Da. Și de atunci s-a împământenit această idee că este o icoană făcătoare de minuni. Oamenii au venit și au expus problemele acolo, au plâns, au... jelit și au constatat că au fost ajutați, zici. Nu numai asta, dar este icoana care ne-a ținut departe de război. Aha. Și ei acum au închis biserica, să nu dacă mai intre nu nimeni. Cumva această icoană a fost luată de acolo, efectiv. Deci nici nu se mai știe, normal, ce mai este în biserică și ce nu mai este. Nu. Acolo, propriu zis. Că nu avem de unde să știm. Că toate obiectele importante au fost luate, deci probabil și această icoană a fost luată de acolo. Da. Eu am văzut-o pe 2 ianuarie. Da. Acolo. Pe 2 ianuarie garantăm că era încă acolo. Da. Așa. Și practic în momentul în care ei au decis să închidă această biserică, au pus și blestemul respectiv și au motivat că... Dacă se vede... Da. Maica Domnului îndrumătoarea. Reușesc să o găsesc. Ai zis pe 2 ianuarie? Da, am făcut-o mai din vreme. Hai că mi-a trimis și Andreea. Să vedem. Uite, aici scrie mai exact. Așa. Hodighitria, îndrumătoarea icoană tămăduitoare și ajutătoare a celor cu mari necazuri, adusă de la mănăstirea Vatope din Sfântul Munte Athos. Da. Deci, în acest moment, problema este că, dincolo de faptul că nimeni nu are acces acolo, oamenii cred că este blestemat locul. Nu. Și a mai apărut... Nu, eu spun ce cred oamenii. Duceți-vă acolo. Și a mai apărut o situație cu drumul către mănăstire care s-ar fi prăbușit. Și uite, am un filmuleț pe care mi l-a dat chiar Silviu, făcut cred că ieri. Și vreau să-l arăt oamenilor. Iată oameni buni. Iată și să-l explicăm buni. Că nu s-a rupt exact drumul. Exact ăștia să facă hotelul spa. Nu e aici. Semn divin. Drumul s-a rupt. Exact unde vor ăștia să facă hotelul spa. Nu aici. Aici. Hm.
Da, deci ați văzut, oameni buni, cum este prăbușit, surpat drumul, cu tot cu bitum și așa mai departe. O bandă întreagă a plecat în jos. Dar e important de menționat că nu a menționat nimeni. Am văzut ceva la televizor, dar foarte vag. Drumul unde este surpat? Înainte de a ajunge la Muiereasca sau între Muiereasca și Frăsinei sus? Deci este după Muiereasca, când te vă duceți voi bărbații la Frăsinei, că de-aia l-am rugat pe Silviu să se ducă și el a filmat, are mai multe filmulețe. Este ca un făcut exact după locul unde scrie că femeile nu au voie să urce acolo, un pic mai sus, efectiv a căzut drumul. Deci Sfântul Calinic cred că s-a supărat foarte tare pe mitropolitul Irineu pentru minciunile spuse și a arătat că el e cel care poate să pună legământ, că mitropolitul Irineu nu se poate compara niciodată cu Sfântul Calinic și că legământul acela este exclusiv pentru mănăstirea Frăsineiu de sus, unde se duc bărbații, unde sunt călugării, și a delimitat efectiv locurile. Deci, Dumnezeu nu doarme, Sfântul Calinic își exercită acolo prerogativele și de dincolo de mormânt, că doar este sfânt. Și cu ocazia aceasta, ea a transmis și mitropoliei, și borului, și arhiepiscopiei Râmnicului, le-a transmis un mesaj, precum că acolo este locul peste care nu se poate trece cu altceva. Mai mult, tu nu poți să vii cu mitropolit cu un blestem în care efectiv să blestemi orice preot, orice călugăr care face slujbă în acea biserică. Păi, în primul rând, mănăstire, în primul rând, dacă vine acolo patriarhul Daniel, da, și face o slujbă, tu l-ai blestemat și pe el. Cum îți permiți tu, un simplu mitropolit, să arunci blestem inclusiv asupra patriarhului, care este rang superior ție? Doi la mână, cum poți tu ca preot să arunci blestem pentru cel care face o slujbă, când menirea preotului este de a face slujbă? Cum poți tu, în alt prelat, să arunci blesteme asupra oamenilor simpli care vin deschiși la biserică și se duc să se roage și să le spui că nu mai au voie să se roage și orice preot va veni și va face slujba acolo e blestemat? Iete că părintele Adrian Singurov a dezlegat acel blestem. Vreau să vă spun că este o slujbă fantastică, a durat foarte mult, aproximativ, nu știu, o oră și ceva, două. Apoi ne-am mutat la Troiță. Ia demolează și pasta, domnule mitropolit, că să știi că Dumnezeu oriunde și putem să facem câte troițe vrem și câte mese vrem de altar. Și acolo e o masă și vreau să spun că părintele Singurov a venit cu câteva geamantane în care a pus tot ceea ce trebuie să aibă un preot în altar și a făcut un altar acolo, în mijlocul pădurii, lângă Frăsinei. Ți-am trimis în filmare, aceea mi-a dat voie de la un moment dat să filmez. A făcut priscomidia, adică când s-a sfințit pâinea, când s-a sfințit împărtășania, am fost povediți, am fost împărtășiți acolo în mijlocul naturii și s-a făcut o slujbă fantastică. Deja s-a început totul, toate aceste activități s-au început la ora 12 noaptea. Știi că părintele Ioanichie spunea și spune mereu că între 0 și 3 noaptea sunt cele mai puternice rugăciuni. E, asta am făcut noi. Ultima rugăciune s-a terminat în jur de 4 dimineața, deci de la 12 noaptea până la 4 dimineața am stat în mijlocul pădurii, la Troiță. Vreau să spun că ploua cu găleata. Momentul în care părintele Singurov a început să dezlege, deci eram în curtea mănăstirii și a început să dezlege blestemul și să dezlege blestemele asupra tuturor oamenilor, blestemul lui Irineu, nu al lui Calinic, da? Acolo e legământ, nu e blestem, atenție.
E o chestie de bun simț. Dacă îți spune nu te du femeia acolo pentru că nu trebuie să-i întorci pe călugări de la treburile lor sinte, nu te duci. Cine se duce și asumă, e ca o sancțiune, e o lege, nu o respecti, o încalci, ești sancționat, da? Sau pedepsit cu închisoare pe viață, în alte cazuri este pedeapsa cu moartea. Uite, lumea ne trimite și în Ucraina, Diana, dacă nu cumva ai aflat, suntem solicitați în Ucraina. Asta că am fost solicitată și la Vatican să scot dracii din Vatican. Nu știi că în 2021 aveam la manifestații în Italia, unde i-am scos pe italieni în stradă și i-am transmis un mesaj papei: Dio non è vaccinato, mi senti papa? E, după aia mi-a trimis-o pe doamna Goraci ca să știu cum m-a auzit domnul papa. Deocamdată hai să ne salvăm aici la noi și vedem cum trecem și peste graniță. Evident că le putem da curaj. Vreau să vă spun că, nu știu să spun, să nu spun, s-a luat legătura cu cei din Ucraina. Dar atâta pot să spun. Am văzut că multe televiziuni brusc s-au trezit la realitate și au constatat că, vai, minoritatea românească nu este respectată acolo, mai ales dreptul la rugăciune, credință religioasă, și că au ajuns bieții noștri, părinți și ierarhi, înalți ierarhi, mitropoliți, să fie catalogați drept spioni ruși. Incredibil așa ceva. Da, acum aceste televiziuni nu sunt putiniste, că eu când am spus lucrurile astea, din putiniste nu m-au scos. Da? Acum iar au ajuns la vorba mea. Cu vaccinarea au ajuns la vorba mea, cu bodnița au ajuns la vorba mea, cu Ucraina au ajuns la vorba mea. O să ajungă la vorba mea și cu Frăsinei, nu e nicio problemă. Problema este în felul următor. De vinerea aceasta, porțile Frăsineiului vor fi legate cu lacăte și lanțuri. Se vor pune camere de supraveghere. Ieri când eu am ajuns noaptea, erau deja 3 mașini de poliție care se plimbau de colo-colo și una exact la intrare de pe E81. Mie mi-au spus toți că i-au ajuns înaintea mea, n-a fost nimic. Deci probabil că filajul care a fost după mine a anunțat că am ajuns și se plimbau dute vino mașinile. De ce? I-au crezut că vom sparge ușa de la biserică și că vom intra în biserică. Pe deosebire de voi, noi avem creier, mai știu și eu codul penal, știu și eu ce înseamnă distrugere și nu facem ceea ce faceți voi. Numai voi distrugeți, noi încercăm să salvăm de la distrugere aceste lăcașuri de cult pe care doar comuniștii le-au distrus. Deci ceea ce se întâmplă acum lui Is este strigător la cer. Deci în jurul orei, deci pe la 4 am terminat. Și cred că pe la 5 și ceva am ajuns acasă, la Vâlcea. Și am putut să dormim în sfârșit după, eu am făcut, nu știu, vreo 700 de kilometri, dacă nu mai mult. Da, că tu veneai de la Iași. De la Iași am venit, da. Dar vorba părintele Singurov când m-a văzut, păi erai la Focșani când am vorbit ultima oară, cum ai aterizat în Frăsinei, în Muiereasca? Da, erai la Frăsinei ultima dată, cum de ești deja la București? Da, uite așa, vreau să-i mulțumesc părintelui Adrian Singurov pentru curajul și pentru abnegația pe care o are față de credincioși și vreau să îi rog. Nu știu, poate reușești să redai părticica aia mică pe care o are la încheierea filmării. Vorbește, cred că 5 minute și cred că acel mesaj ar trebui dat să-l afle oamenii, pentru că vorbește din suflet tuturor. Spune și opinia sa despre ceea ce a făcut mitropolitul Irineu. Ultimele 15 minute, la sfârșit, după ce se termină slujba, vă spun că n-am văzut în viața mea o astfel de slujbă, n-am auzit, sunt slujbe speciale și vă rog frumos, toți preoții care mai aveți, sunteți unii care țineți de
Biserica din Moldova, alții care țineți de Biserica din Ucraina, alții care țineți de Biserica sârbă, alții care țineți de Biserica rusă. Veniți și faceți slujbe la Frăsinei, chiar la Muiereasca. Chiar dacă nu puteți intra în curte, nu contează. Important este că în acea zonă, pentru că Muiereasca, Frăsineiul, nu e numai o incintă. Este o zonă întreagă, a explicat și părintele Singurov. Noi nu vorbim de un loc, noi vorbim de o zonă. Zona aia e Frăsinei, se întinde pe hectare. Zona aia e Muiereasca, se întinde pe hectare. Nu discutăm de un singur loc. Irineu a blestemat efectiv întregul loc de acolo. Și acest lucru trebuie să-l contracarăm prin slujbe. Oameni buni, nu vă lăsați. Duceți-vă acolo. Duceți-vă într-o stare din aceea normală, frumoasă. Nu încercați să distrugeți. Noi suntem credincioși, suntem creștini ortodoxi. Noi nu distrugem. Aduceți-vă aminte tot ce am citit în perioada de prigoană, când la începuturile creștinismului, și țineți minte cum se făcea câte un pește pe fiecare ușă acolo unde erau creștini, cum le-au fost omorâți copiii, cum au fost înjunghiați, cum au fost distruși ei. Trăim aceleași timpuri. Da, din păcate, trădarea vine din interior. Ce știm cu toții, ce este sinodul de la Creta, știm foarte bine cum am fost trădați, inclusiv de înalți ierarhi, știm. Haide, de ce nu le vorbim pe toate pe șleau? Vorbim toți ascunși. Ăsta este adevărul. Există și parte bună și parte rea, ca în orice domeniu, și în Biserica Ortodoxă Română. Există și la catolici, există și la musulmani, există peste tot. Ce cert este că borul trebuie să-și facă această curățenie morală în interior. Nu poți. Da, uite ce spun oamenii, dacă n-ar trebui cumva să vorbești personal cu Patriarhul despre această chestiune. Am cerut și am fost refuzată de nenumărate ori. Nu cred. Ba da, am dovezi. Patriarhul nu vrea să aibă un dialog pe această temă? Să poate nu știa tema. Știe. Știe tema? Știe tema. Nu dorește. Ce să înțelegem noi din toată treaba asta? Că eu nu pot să cred. Este o problemă care nu necesită audiență. Păi tata, eu nu pot să cred că Patriarhul ar putea fi implicat într-o chestiune pur financiară, să fie el interesat de desfințarea unei biserici ca să facă ăia acolo un spa și nu știu mai ce hotel și să facă bani. Eu nu cred treaba asta, nu-mi vine să cred. Înseamnă că ne-am tâmpit cu toții, ce naiba. Ceva nu e în ordine. Știu. Această lipsă de comunicare iar nu este în ordine. Știu. Deci poate ar trebui să intervenim pe canale cunoscute ca să vedem ce părere are Patriarhul despre această chestiune. Se abține chiar... și de aceea la Sfântul Sinod, da, la Sfântul Sinod se va pune în discuție. Când e sinodul ăsta? Unul e acum marți, mi se pare, da. Marți sau miercuri, și cel important, cel mare, va fi pe 8 februarie. Da. Uite, lumea devine deja foarte agitată și întreabă dacă nu cumva s-ar putea repeta această situație, dacă azi închizi o biserică, mâine alta, cine știe cum și ce fel, ce se mai poate întâmpla în această viață. Peste 6.000 de oameni se uită în acest moment la noi, dragi prieteni. Restul, diferența din Facebook, îi regăsiți în YouTube. Pentru că, iată, este un interes major pentru această problemă. Oamenii încă mai sunt cumva tarați, dacă putem spune așa, de ce se întâmpla în vremea lui Ceaușescu, atunci când se vorbea foarte mult de demolarea bisericilor, de prigonirea unor preoți. Și totuși, parcă, până la urmă, Ceaușescu n-a avut curaj să închidă biserici, să pună lacătul pe ele și să... nu știu, găsească soluții pentru a pune popii să blesteme și chestii de genul ăsta. Crezi că este și o implicare politică în toată treaba asta? Apropo de una de business. De ce mă provoci?
Nu știu, eu nu am vrut să te provoc, eu încercam doar pentru că văd că lumea este extrem de curioasă în legătură cu această treabă. Lumea și... trebuia să acționeze atunci când s-a întâmplat și nu am fi ajuns aici. Din cauza lipsei de reacție a poporului român, am ajuns unde suntem, cu tot respectul, și aș vrea să întreb pe cei peste un milion de credincioși care au venit de-a lungul anilor la Frăsinei, chiar nu vă e rușine să nu ieșiți, să nu vă apărați duhovnicii, oamenii care v-au, și acea icoană care v-a adus atâta tămăduire și atâta liniște și va rezolva problemele, chiar nu vă e rușine să stați în casă și să nu faceți nimic? Chiar nu vă e rușine să puneți întrebări? Vai că Irineu a blestemat, dar voi ce faceți? Sunteți complici. Da, mie nu mi-e frică de nimic. Da, mi s-a spus, am fost amenințată, să nu îndrăzești să te duci. Viitorul tău politic este distrus, te va distruge borul, de nu știu ce, inclusiv ieri. Să mă oprească, să întreabă-l pe Silviu câte telefoane a primit. Oprește-o pe Diana, îi vom distruge viitorul politic. Cine ești tu, mă, să-mi distrugi tu mie viitorul? Te-i crezi Dumnezeu? Cine ești tu? Bă, dar asta e chiar ceva absolut șocant. Ce treabă are viitorul politic? Ia să vedem dacă avem aici, dacă la acest film te referi. Vreau să văd, ia. Binecuvântări. Mai ales domnul Irineu. Da, înainte de ăsta e, părintele Singurov, înainte de mine. Cred că ar trebui să învățați de la cei mai mici de la ai dumneavoastră. Pentru că uneori sunteți atât de sus că nu mai vedeți ce este jos. Exact ca parlamentarii. V-ați urcat atât de sus încât distrugeți tot ce e jos. Și vă spun un lucru. Cât timp vom mai exista oameni credincioși pe pământ, oameni buni, nu vă vom lăsa să distrugeți credința noastră. Să închizi o biserică, să interzici Sfânta Liturghie, să interzici să intre oamenii să se roage, să interzici ca un preot să facă slujbă într-o biserică. Numai nemernicii de comuniști au făcut asta. Ei au pus și la pământ, le-au distrus. Mai aveți puțin să le mai, să distrugeți și patru. Dar să nu uitați un lucru. Oricât de mult bine a făcut Ceaușescu, pentru asta a fost omorât în ziua de Crăciun. Nu vreau să spun tic-tac, dar tare mi-e mie că Dumnezeu nu doarme. Da. Tare mi-e mie că Dumnezeu nu doarme. Erai foarte supărat acolo, a fost și foarte frig. Ați stat acolo, înțeleg, câteva ore bune. 4 ore jumate, de la 12 la 4 dimineața. Da. Și a avut loc această slujbă, că întreba lumea cine a făcut slujba. Părintele Singurov, nu? Adrian Singurov, da. Așa. Și probabil că unii dintre ei și-au dat seama despre chestiune și au întrebat dacă mai are vreo legătură cu Biserica Ortodoxă, Părintele Singurov. Nu cred, nu știu dacă e cu Biserica Ortodoxă Română sau cu Moldova, nu știu, nu știu chestiile astea. Mm-hmm. Că aici este o situație cel puțin ciudată, adică ea e biserica atonită, dar într-un fel ciudat a intrat sub jurisdicție BOR. De vreme ce BOR poate să facă orice vrea, să o închidă, să nu țină slujba. Trebuie vorbi cu părintele Adrian Singurov. Știu că este preot, știu că are dreptul să facă slujbe, este preot, este... Că probabil că cineva va veni de la BOR și o să conteste această slujbă. Dar cine contestă? Slujbele se fac de către preoți, slujbele se fac, noi credincioșii ne putem ruga. Ce-mi vine pe mine unul de la BOR să mă conteste pe mine că mă rog? E treaba mea, e dreptul meu, e un drept constituțional. Că ar putea să vină mâine pe mine să spună unul că n-a fost în regulă, domne, că ăla dacă nu mai face parte. Dar Irineu a fost mitropolit, ăla e mitropolit care vine și blesteamă și distruge bunul mers al unei mănăstiri și interzice credincioșilor să se roage și smulge de acolo icoanele și închide ușa unei biserici și interzice intratul la rugăciune?
și rugăciunile și slujbele? Ăsta e mitropolit? Ăsta e răspunsul meu pentru toți cei care ar acuza. Bravo nouă că am făcut slujbe și mulțumesc părintelui Adrian Singurov pentru această șansă. Aduceți-vă aminte că atunci când Bogdan Stanoievici a murit, cu el ne-am dus, că n-am avut de unde să luăm la IML, nu ne-au lăsat să intrăm, nu ne-au lăsat nicăieri și ne-am dus la când a murit, nici fosta lui nevastă nu ne-a lăsat, ne-am dus la blocul unde locuia Bogdan Stanoievici, Dumnezeu să-l odihnească, cu colivă și i s-au citit stâlpii, că el de-abia murise în ziua respectivă și trebuiau să-i se citească stâlpii. Singurul preot care a avut curajul ăsta, că vezi, Doamne, toți îl anatemizau pe Bogdan că va fi ars, de parcă era el de vină că va fi ars. Nu era nevastă sa care hotărâse chestia asta. Nu poți să te bagi, așa a vrut nevasta lui, ce să-i fac eu acum? Pă bune? Am încercat să opresc totul, am depus plângere penală, am solicitat, nu s-a vrut, asta este, ce să fac, să mă iau la bătaie cu cineva, ce să fac? Pă bune, eu mă duc pe cale legală, nu pot să fac mai mult decât, uite, și părintele Arsenie Boc avea altar în pădure, dar nu contează, oriunde pe lumea asta e Dumnezeu, oriunde este biserică, toată lumea asta e biserica lui Dumnezeu, numai că suntem noi foarte răi. E posibil așa ceva, ce se întâmplă, să vină un mitropolit și să blesteme și să-ți interzică actul de religie, credința și rugăciunea și să interzică slujbele într-o biserică? În halul ăsta am ajuns? Păi de asta să ne spuneți că trăim într-o eră comunistă, marxistă, de ce tip o vrea voi, bolșevică, stalinistă, că o să ne omorâți pe toți, că nu ne mai permiteți să credem în Dumnezeu, că nu ne mai permiteți să ne rugăm, că nu ne mai permiteți, mă, dar știți ceva? Aici nu puteți să intrați. Aici, aici e rugăciunea și aici, în inimă. Da? Dacă eu iubesc pe Dumnezeu, e treaba mea cum mă rog, cum unde mă rog și așa mai departe. Orice rugăciune este valabilă oriunde ai face-o, dacă este făcută cu inima deschisă, cu sinceritate și dacă dorești binele. Tot ceea ce este rău ți se întoarce înapoi cu efect de bumerang. Mie mi-e milă de mitropolitul Irineu și îmi pare rău, găsește, te rog frumos, exact înainte de unde încep eu, este discursul părintelui Singuror. Nu l-am. Ba da, este înainte de... Filmele care au ajuns la mine nu au chestia asta. Nu se poate. Sunt doar cu parte, sunt niște bucăți din slujbă, niște porțiuni. Și nu găsesc asta, nu am. Probabil era că exact înainte asta era părintele Singurov. Da, dar ăsta e un film separat. Și un film înainte de el este cu slujba. Că și la sfârșitul slujbei, păi trimite-l odată. Verifică celelalte filme, dar n-am. Nu, da, nu am deci ăla era extraordinar, să vezi ce discurs fantastic a putut avea părintele Singurov. A zis Andrei să-l aștepți un minut. Eu mi-am luat copiii cu mine. Au fost mulți copii acolo. Au fost foarte mulți oameni. Deci înaintea ta, nu după tine. Înaintea mea. Da, nu e. Ce am eu aici sunt... Andrei, vrei să îl trimiți, te rog frumos. Nu sunt în ordine. Mulțumesc frumos. Mă rog, am înțeles că e foarte greu de transmis, a fost foarte, îți dai seama, din 4 ore, e foarte greu să transmiți un astfel de film în 4 ore. Dar trăirile au fost fantastice. Sinceră să fiu, în afară de Paște, unde stai afară și asiști la slujba de Paște. Băi, dar tu îți dai seama ce ați făcut voi acolo? Deci voi ați făcut ceva absolut revoluționar, eu n-am mai auzit așa ceva. Deci, practic, tu te-ai dus cu niște oameni care erau, mă rog, simpli enoriași, dar și cu niște părinți. Și eu cu nu niște m-am părinți. Dus, eu am ajuns. Ai ajuns, scuze, da, îmi cer scuze. Da, e o nuanță. Și acolo fiecare a ajuns pe drumul lui, că așa e în viață, fiecare vine pe drumul lui. Așa, după cum fiecare pasăre pe limba ei piere. Și ați ajuns acolo cu toți, ați făcut un mare conclav așa și v-ați apucat de treabă și ați făcut această slujbă. Care slujbă n-a putut fi făcută în biserică deoarece era închisă și a fost făcută unde? În afara bisericii, practic. Prima slujbă de dezlegare a blestemului a fost făcută în... auzi, a trimis Andrei. În curtea bisericii, o parte
înăuntru, în holul dinainte de a intra în biserică. Acolo nu poți să intri așa. Unde în holul ăla, da. Am și dat imagini de acolo, da, înainte să intri. Așa. Iar ulterior, slujba de la care ai imagini și am avut dreptul să filmăm, a fost la Troiță. Și asta vreau să spun. Fii atent, în momentul în care a început în curte să citească slujba de dezlegare a blestemului, s-a pornit o ploaie torențială. Și vreau să spun că toți aveam lumânări în mână, nu s-a stins niciuna. Ploaie torențială, nu s-a stins nicio lumânare, mi se face pielea de găină. Ok, unde... atunci înseamnă că v-a făcut și fleașcă-luarcă. Nu! Adică, nu! 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 Deci crede-mă! Că dacă stai în ploaie 5 minute și plouă torențial, te face fleașcă. Crede-mă! Crede-mă! Zici că ne ocoleau acele picături, jur! Și nu sunt eu! Sunt zeci de oameni. După care ne-am dus la Troiță, îți spun ceva, ne-am dus la Troiță, unde s-a făcut slujba și la un moment dat am ieșit eu afară, pentru că am văzut că se auzea ploaie torințială și nu înțelegeam cum stăteau cei de acolo, cei care nu încăpuseră în incintă, cum stăteau în afară, plouați. Și ies și observ ceva, că în depărtare se vedea lumina. În lumină se vedea ploaia torențială. Iar de jur împrejurul Troiței și unde eram noi și se făcea slujba, erau doar picături mici aici colo. Băi, asta e ceva... Deci eu am asistat, mie nu poate să-mi spună nimeni că e minciună când eu am asistat la așa ceva. Și cu mine au asistat alte câteva zeci de persoane. Da. Este cel puțin șocant ceea ce povestești. Mi-aș fi dorit și eu să fiu acolo, dar acum rămâne de văzut ce atitudine și ce reacție, că eu mă aștept la o reacție totuși, din partea Bisericii Ortodoxe Române și din partea lui Irineu mai ales. Ce va avea el de spus? Bă, voi ce faceți? Ați venit acolo cu... preoți răspopiți, am văzut că zice lumea pe aici prin mesaje. Nu este răspopit absolut deloc, nu este caterisit. Pe vremuri puteai să ieși până să schimbe ei legea, puteai să ieși de sub jurisdicția BOR fără să te caterisească și rămâneai hirotonit. Sunt foarte mulți preoți așa, nu mai vorbiți prostii dacă nu cunoașteți. Deci, nu cunoașteți preotul Singurov este ieșit de sub jurisdicția BOR, dar necaterisit. Nu. Bun, interesant. Da, pare se că am găsit acest film și o să-l dăm, stai așa să văd unde este. Și să știi că e 8:29 și în jumătate de oră trebuie să fim la Realitatea, unde să le spunem oamenilor la ora 21, în premieră mondială, veți avea prezentat contractul de privatizare a Petrom, ăla secret pe care îl desecretizăm noi cu Anca Alexandru. Da. Așa că încheiem, dragi prieteni, cu acest material de la slujba absolut extraordinară făcută la biserica, la mănăstirea Muierească, jos la poalele Frăsineiului, o slujbă absolut extraordinară, despre care vom vedea ce are de spus și BOR-ul. Noi ne revedem la Realitatea TV. Vă pupăm cu drag. Priviți aceste imagini în finalul acestui live extraordinar cu Diana Șușoacă. Curatoare și erau care jinduiau la verea noastră, care aveam instructor, dar și spirituală, fiindcă un a venit, să știți, 11 au fost care au trecut pe aici și ei nu au venit de nicăieri. În realitate se întorceau acasă, de aceea veneau, ceva îi chema aici. Dar, vedeți, obiceiurile lor sălbăticite au făcut ca să pustiască această țară. Cum a fost aceea și în vremea prigoanei și în vremea prigoanei creștinilor, cum a fost atunci, cum a fost chinuit, mă bajocorit, să știți că adevărata biserică n-a ieșit și nu va ieși niciodată din catacombe. Cum a fost atunci, așa este și acum. Suntem prigoniți în propria țară.
prigoniți în propria biserică, de propria biserică și de ierarhii, păstori care trebuia să ne păzească, să ne învețe, să ne ocrotească, sunt cei care acum ne pedepsesc și lucrează voia satanei, sunt cei întunecați la suflet și la minte, dar pentru ei noi trebuie să ne rugăm. Pentru ei trebuie să ne rugăm, pentru că ei sunt mai încercați decât noi toți. Ei sunt primii care cad, să știți că satana ce spune? Bate-vă-i păstorul și vă risipi oile. Sunt cei mai încercați dintre toți și atunci, așa cum spune și Mântuitorul, în răzbunarea Domnului, nu vă răzbunați cu mâna voastră. Spune mai departe, spune ca să te rogi, să binecuvintezi pe cei ce te blesteamă. Așa ne-a învățat Hristos. Și mai departe, rugați-vă pentru sănătatea vrăjmașilor, pentru că astfel veți îngrămădi cărbune aprinși peste capetele lor. Așa ne învață Hristos, așa trebuie să facem și noi. Să binecuvântăm pe cei ce ne blesteamă, să mergem, să facem noi ceea ce au uitat ei să facă. Și nu uitați, și nu vă rețin că e foarte important acest element, să știți adevărata credință, teologia toată, dogmatică, dacă vorbim pentru arhierei acum, pentru teologi, noi avem, să știți, dinamica ridicărilor. Niciodată nu s-a pus problema atunci când la sfârșit ești întrebat. Nu se va pune problema niciodată de căderile tale. Nu te va întreba nimeni de căderile tale. Te va întreba de ridicări. Ai căzut? Sigur. Și Hristos a căzut de 3 ori. Vedeți cum se uită? Se uită acest lucru elementar. Hristos de 3 ori a căzut sub greutatea crucii. Și ultima doară a căzut și a rămas leșinat în comă jos pe caldarâm. Soldații romani plângeau, aveau măștile, aveau armura aceea și se ascundeau, pentru că mulți erau creștini, n-aveau voie să-l sprijine, să-l ajute pe Hristos, prăbușit pe caldarâm plin de sânge, și toți evreii aceia, mici și negricioși, îl înjurau, îl bajocoreau și ei împungeau cu suița, du-te mă și ajută-l, pentru că era ora, trebuia să-l răstignească. Și a găsit într-un colț pe un om înalt de statură, un păstor valac din Crimea, Simon Cirineul, pentru că înainte Crimea erau păstori valachi, apoi tătari și apoi turci și apoi ruși. Dar era păstor de noștri, era mare, înalt, cu o bundiță pe el, cu ochii albaștri, sălcitori, și se uita el plângând, deduse lacrime, nu înțelegea ce se întâmplă. Soldații, crezând că este totul nesimțit din ceilalți, l-au împuns cu sulița, du-te și ajută-l. El a dat slavă Dumnezeu, bine că mi-a dat voie, nu credea că are voie să-l ajute. Și s-a aruncat și l-a luat pe un număr pe Hristos, care era ruptă carnea pe spinarea lui până se vedea osul. Așa a fost bajocorit, să știți. Și în cealaltă, pe cealalt umăr, fiind el mare de statură, a dus crucea. Crucea, în realitate, era un singur buștean, celălalt deja se ridica pe culme. Și vreau să spun, pe amândoi adus în forța lui extraordinară, și așa s-a săvârșit mântuirea omenirii, întregului univers, prin Simon Cirineul. Cine e Simon Cirineul? Noi toți. Asta este pilda, să știți. Hristos nu și-a dus crucea. N-a putut, a căzut prăbușit. Uită toți mari teologi acest element extraordinar. Uită! Nu și-a dus crucea Hristos. A căzut prăbușit. Trădat de cei mai apropiați ai lui, prieteni, frați, rude, de cei pe care i-a învățat și avea încredere. Trădat de toți, numai mama lui era într-un colț și durerea era și mai mare prin faptul că, văzând că mama lui vede cum se chinuie, el știa ce